Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 14, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 9. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă s-o cotim că, dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit a doua epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 14. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 19. De aceea este scris, omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Întâia epistola lui Pavel către Corinteni capitolul 15, versetele 45 și 46. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.” El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele 1 la 3. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 2. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Întâia e epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, versetele 47 și 48. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 19. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Întâia e epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetele 9 și 10. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da! Amin. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el. Iată, în adevăr, ce vă spunem. Prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.